Alertă seara trecută în județul Constanța. O țintă aeriană de mici dimensiuni a trecut granița în interiorul țării în jurul orei 19 prin zona localității Eforie Nord, anunță Ministerul Apărării. Liderii politicii sunt încrezători. România va adera și cu granițele terestre la spațiul Schengen până la finele anului. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că negocierile continuă la nivelul guvernului cu partenerii austrieci. La rândul său și președintele Senatului Nicolae Ciucă a avut discuții pe acest subiect cu reprezentanții austrieci din PPE. Ionuț Stroie demască strategia PSD de la prezidențiale. Purtătorul de cuvânt al PNL a declarat că socialdemocrații vor să-l promoveze pe șeful extremiștilor Aure George Simion în turul 2. Detalii imediat la știri. Cetățenii din Republica Moldova și decid în weekend viitorul, duminică, vor avea loc simultan alegerile prezidențiale și referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană. În România vor fi deschise 16 secții în capitală și alte orașe importante din țară. Viitorul României este prioritar în știrile și articolele PS News. Site-ul nostru a fost pe locul 2 în topul surselor care au produs conținut online despre alegeri în luna septembrie, arată clasamentul întocmit de platforma informat.ro. PS News își asumă în continuare rolul de a informa corect cititorii înaintea celor mai importante rânduri de alegeri din ultimii 4 ani. Alertă seara trecută în județul Constanța. O țintă aeriană de mici dimensiuni a trecut granița în interiorul țării în jurul orei 19 prin zona localității Eforie Nord, anunță Ministerul Apărării. Două aeronave de luptă F-18 spaniole și două F-16 românești au fost ridicate de la sol, însă nu au avut contact vizual cu ținta. Sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o țintă aeriană de mici dimensiuni într-o zonă în largul Mării Negre, la aproximativ 150 de km est de localitatea Mihail Cogălnicianu. Pentru monitorizarea situației au fost decolate succesiv două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole de pe baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, respectiv două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de pe baza 86 aeriană Borcea. Sistemul radar a indicat traversarea frontierei terestre a României în jurul orei 19, în zona localității Eforie Nord, ținta evoluând ulterior în direcția Topraisar. Radarele de supraveghere aeriană au urmărit în permanență traseul țintei, care a pătruns în adâncimea teritoriului național pe o distanță maximă de 14 km. Sistemul de supraveghere a pierdut semnalul radar la est de localitatea Amzacea. Nu a fost indicată probabilitatea existenței unei zone de impact pe teritoriul național. Locuitorii din județul Constanța au fost avertizați prin mesaje RoAlert că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Liderii politicii sunt încrezători. România va adera și cu granițele terestre la spațiul Schengen până la finele anului. Marcel Ciolacu a declarat aseară într-un interviu la România TV că negocierile continuă la nivelul guvernului cu partenerii austrieci. Premierul nu a dat însă mai multe detalii. Am mers, am rezolvat Schengenul după maritim și aerian și până la sfârșitul anului o să închidem și terestru. Aveți garanția că se va închide terestru, domnul Ciolacu? Mă opresc asta. Anul acesta România va intra în Schengen terestru. Cu certitudine. Am mai multe informații. Cu adevărat, nu aș vrea să intru mai mult în detaliu. Ok. Și, în aceste zile... Mai puțin până la sfârșitul. Atât eu, cât și ministrul de interne, cât și ministra de externe, am avut un dialog cu partenerii noștri în cadrul Uniunii Europene, austrieci. Prezent la Bruxelles pentru summitul Partidului Popular European, președintele Senatului Nicolae Ciucă a anunțat că România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru aderarea la spațiul de liberă circulație. În ceea ce privește migrația, sigur că am mers la subiectul care ne doare cel mai tare, și anume finalizarea deciziei politice pentru accederea în spațiul Schengen, pentru că după ultimul Consiliu JAI a fost recunoscut de către toată lumea că România a îndeplinit toate cerințele și standardele tehnice pentru accedere. Urmează o decizie politică. În interiorul discuțiilor
de la summit și în documentul final, în declarația finală a summitului Partidului Popular European, este prevăzută această specificație conform căreia România și Bulgaria merită și trebuie susținute să intre pe deplin în spațiul Schengen. Nicolae Ciucă a adăugat că a avut discuții pe acest subiect inclusiv cu reprezentanții austrieci. În acest moment, fiecare dintre noi, eu de exemplu am discutat astăzi cu reprezentantul Austriei la summit, este vorba de comisarul Hahn, pentru că nu a fost prezent cancelarul Nehammer mergând direct la Consiliu și am convenit că este nevoie de o decizie politică prin care să se finalizeze toate demersurile tehnice. România a aderat parțial la Schengen cu frontierele maritime și aeriene la final de martie. Austria s-a opus până acum vehement aderării complete, invocând problema migrației. PNL susține referendumul local din București cerut de Nicușor Dan. Liberalii l-au chemat la discuții în această dimineață pe primarul general. Președintele PNL Nicolae Ciucă a anunțat și un proiect de lege în Parlament pentru ca referendumul local să poată fi organizat în aceleași secții în care se va vota la parlamentare sau prezidențiale. În democrație trebuie să înțelegem că vocea poporului este suverană și noi nu trebuie să blocăm, nu trebuie să punem pumnul în gură oamenilor. Motiv pentru care legalitatea acestui demers este foarte clară. Ceea ce trebuie să rezolvăm este legat de acea prevedere legală conform căreia referendumul se poate efectua în același timp cu alegerile generale, dacă sau alegerile prezidențiale sau europarlamentare, dacă se desfășoară în același timp un referendum național. Săptămâna viitoare Partidul Național Liberal va depune un proiect de modificare a legii, astfel încât inclusiv referendumul local să poată fi desfășurat fără să mai fie dependent de referendumul național, în cadrul oricărui fel de alegeri. Proiectul pentru referendum va fi votat luni în Consiliul General al Municipiului București. Dan va pune două întrebări bucureștenilor: dacă vor ca banii din taxe și impozite să fie împărțiți prin Consiliul General și dacă vor ca primarul general să fie singurul care dă toate autorizațiile de construire. Ionuț Stroie demască strategia PSD de la prezidențiale. Purtătorul de cuvânt al PNL a declarat că socialdemocrații vor să-l promoveze pe șeful extremiștilor Aur George Simion în turul 2. Cu toții ne-am convins de această chestiune odată cu decizia de eliminare din cursa lui Șoșoacă, care practic concura pe același tip de electorat, a declarat aseară Stroie într-o emisiune la Prima News. Liberalul a adăugat că era necesar un extremist de serviciu care să-i sprijine cursul domnului Ciolacu, dar că în momentul de față cel mai mult va conta prestația fiecărui candidat la prezidențiale. Astfel, Stroie s-a declarat convins că liderul PNL Nicolae Ciucă se va califica în turul 2 al prezidențialelor. Întâlnire la nivel înalt între Nicolae Ciucă și Manfred Weber la Bruxelles. Liderul PNL a discutat cu președintele PPE, între altele, despre sprijinirea în continuare a Republicii Moldova în contextul alegerilor prezidențiale, dar și al referendumului pentru aderarea la Uniune de duminică. Fiecare dintre cei cu care am discutat au înțeles, cunosc foarte bine nevoia de a continua să sprijinim și să venim cu mesajele către cetățenii Republicii Moldova pentru a putea să înțeleagă nevoia de a închide cât se poate de pozitiv acest referendum, pentru că este nevoie ca Republica Moldova să își mențină parcursul european. Toți liderii Partidului Popular European, toți liderii de la nivelul Parlamentului, Comisiei Europene, la unison își exprimă sprijinul total și mesajele sunt de sprijin total pentru Maia Sandu și pentru
un vot pozitiv la referendum, ca atare nu ne rămâne decât să continuăm să transmitem aceste mesaje și duminică să existe un rezultat final bun pentru demersurile pe care conducerea pro-europeană a Republicii Moldova le-a întreprins. Cei doi lideri au mai discutat între altele și despre susținerea aderării totale la spațiul Schengen a României și Bulgariei. Manfred Weber a transmis și că o Românie puternică înseamnă o Europa mai puternică. Împreună modelăm viitorul Europei, a scris liderul PPE într-un mesaj postat pe Facebook. PSD propune o a treia întrebare la referendumul local cerut de primarul capitalei Nicușor Dan. Socialdemocrații vor să atingă și problema legată de siguranța din școlile bucureștene în contextul consumului de droguri. Nu este prima dată când Marcel Ciolacu aduce acest subiect în spațiul public. Recent, el a discutat în guvern posibilitatea transferării agenției antidrog de la Ministerul de Interne la cel al Sănătății. Flagelul consumului de droguri este de altfel una dintre prioritățile asumate de Ciolacu în programul său pentru România. Șeful socialdemocraților a anunțat deja că PSD va susține referendumul lui Nicușor Dan. Marcel Ciolacu ar urma să facă publică propunerea concretă a celei de-a treia întrebări săptămâna viitoare. PSD-iștii continuă atacurile și ironiile la adresa foștilor partenerii de coaliție de la PNL. Șeful socialdemocraților Marcel Ciolacu a încercat o glumă în momentul în care a fost întrebat de presă cum decurg discuțiile în interiorul guvernului, în condițiile în care executivul are de luat decizii importante în perioada următoare. În momentul acesta se comunică prin secretarii generali sau putem prin telepatie. Mulțumesc mult! De cealaltă parte, Nicolae Ciucă i-a dat replica lui Ciolacu de la Bruxelles. Liderul PNL i-a recomandat șefului PSD să nu folosească termeni militari. Asta n-am încercat-o până acum, dar doar asta a spus. Asta cu telepatia e complicată rău de tot. Eu am văzut că a zis că sunt prizonierul partidului sau ceva de genul ăsta. Recomandarea mea este să nu folosească termeni militari, că e complicat, că de la prizonier mă duce mintea imediat la victimă și s-ar putea ca el să fie victima propriului partid. Ca atare, haideți să rămânem aici unde suntem. Vă reamintim, parteneriatul politic dintre PNL și PSD s-a încheiat la începutul lunii. Liberalii au rupt coaliția după decizia CCR de a invalida candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Cetățenii din Republica Moldova își decid în weekend viitorul, duminică, vor avea loc simultan alegerile prezidențiale și referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană. În România, moldovenii vor putea vota în 16 secții organizate în capitală și alte orașe importante din țară. În București vor fi deschise 3 secții, 2 la Autoritatea Electorală Permanentă și una la sediul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Câte 2 secții de vot vor fi și la Cluj-Napoca și Iași, iar câte una în Brașov, Sibiu, Craiova, Bacău, Constanța, Oradea, Galați, Suceava și Timișoara. Alegătorii moldovenii sunt așteptați la urne de la 7 dimineața la 9 seara. Tentativele de destabilizare a Republicii Moldova s-au intensificat, atrage atenția premierul de la Chișinău. Dorin Recean a declarat că o grupare de hoți încearcă să amăgească oamenii, să le promită banii, să le transmită informații false, să-i sune și să-i mintă. El a subliniat totodată importanța alegerilor de duminică și a îndemnat pe cetățenii să nu pice în capcana dezinformării, dar mai ales să meargă la vot. Țara noastră se află într-un moment de răscruce și doar noi, moldovenii, trebuie să decidem încotro va merge Moldova. Din păcate însă, sunt unii în țară și în afara țării care nu-și doresc o Moldova puternică, independentă, unde poporul își decide soarta, a transmis Dorin Recean. Reacția șefului guvernului de la Chișinău vine în contextul în care în ultima lună autoritățile moldovene au documentat cum o grupare controlată de oligarhul fugar Ilan Șor a încercat să cumpere cu numai puțin de 15 milioane de euro 130.000 de voturi. Invitat ieri în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angeluș, fostul ministru al apărării Anatol Șalaru a subliniat că Republica Moldova este practic în fața celei de-a doua declarații de independență. Implicarea Rusiei în actuala campanie electorală și în organizarea referendumului este fără precedent în Republica Moldova. Niciodată Rusia nu a investit atâția bani, atâta forță, atâtea resurse umane pentru a zădărnici referendumul și pentru a face pe Maia Sandu să pierdă aceste alegeri.
Deocamdată nu știm care va fi candidatul ales de șor, fiindcă probabil în ultima zi le va spune alegătorilor pentru cine să voteze. Rusia a înțeles că referendumul, de fapt, este mult mai important decât alegerile prezidențiale, fiindcă Republica Moldova este o republică parlamentară, iar președintele are foarte puține prerogative. Practic, este a doua declarație de independență a Republicii Moldova. Prima declarație din 1991, din 27 august, a fost de independență față de Uniunea Sovietică, iar acum aceasta, acest referendum, practic, este a doua declarație care presupune ruperea totală față de Imperiul Răului, ruperea de față de Rusia și aderarea la valorile europene, fiindcă până acum și Dodon și alții reprezentanți ai Moscovei spuneau, păi de ce nu organizați un referendum, ca să vedeți voi că lumea nu vrea cu Europa, dar vreau cu Rusia. Și acum când au înțeles că i-au greșit, când au înțeles că există toate șansele ca acest referendum să câștige, există toate șansele ca Maia Sandu să fie realeasă în funcție de președinte, Rusia s-a pus în gardă, Rusia a înțeles că există riscul să pierdă pentru totdeauna influența Republica Moldova și de aceea a investit foarte, foarte mulți bani și resurse. Aproape 7.000 de români din străinătate s-au înscris pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare. Înregistrările s-au încheiat la miezul nopții. Cele mai multe cereri au fost depuse de cei din Marea Britanie în jur de 1.500, anunță Autoritatea Electorală Permanentă. Urmează Germania cu aproape 1.360 și Elveția cu peste 500 de cereri depuse. Pentru votul în secții s-au înscris alți peste 6.000 de cetățenii români. La prezidențiale vor vota prin corespondență, dar și în secții câte 6.700 de cetățeni. FRF a scos la vânzare astăzi biletele pentru ultimele meciuri ale României din Nations League. Tricolorii întâlnesc pe 15 noiembrie Kosovo și pe 18 Cipru. Ambele partide vor avea loc pe Arena Națională. Tichetele sunt disponibile pe site-ul bilete.frf.ro. Prețurile sunt cuprinse între 35 de lei la peluze și 300 de lei în zona VIP. România conduce grupa de Nations League cu 4 victorii din tot atâtea partide.